Ați aflat ce surpriză i-a pregătit Mădălina iubitului, dar încă nu știți cum s-a ajuns la această idee. Ce să-i mă facă, mă, fratele nebunul? Și că întotdeauna spune el că își dorește să-i facă iubitei o cină romantică. Așa și. Știi? Îi face o cină romantică. Ei, du-te, mă, de aici, n-ai. Atunci dă-te în rasa ta, mă, dar de ce nu vrei facă să-i cine? Ce să gătesc? Că habar n-am să trebuie să gătești tu, știi el că ai gătit tu? Păi n-ai văzut că el tot ține într-o... Bă, sunt eu atentă la detalii și nu ești tu? De fapt, nu, tu nu ești atentă. Păi nu, nici nu am auzit asta. Ba da, mereu spunea că el i-ar place. De când la începutul începutului păi, spunea la început. La cine ți-a dat ideea asta cu ceaiul cu asta? Elena. Mișto. Tu nu știi stare? Eu am avut-o, normal. Da. Nu, serios, la 6 dimineața? Zi-i măcar dacă nu e la 6. De ce? Nu zici ora, zic că nu e cazul, nu stau. Păi mă nebunesc să mă trezesc la ora. Nu mai veni mai bine. Nu mai veni. Nu o să zici la cameră că mai fac. La 6, mă, dimineața. E, atunci stai. Mai bine pune la 4. De ce? Păi eram treaz atunci. Mă, unde e ce-ți fac? Luna viitoare. Ce, mă trezi la 4? La 5 jumate. Și? Te scot afară, dau două părți. Și ce melodie? John Legend? Păi da. Melodia mea, preferată. A mea! Deci ce să pizi mai așa, mă, dacă tu eu știu tot ce faci? Încerc să fac, știi? Am cerut niște dolea formă de inimă. Să spun margarină și... Mai bine pui patea de porc și de la de porc. Și păi cu margarină, numele, nu și-al tău. Dar așa se zinea cine e? Mamă! Dacă vine la 6 dimineața, să nu-l lași să vină. Nici la ornamente nu ajut, lași pe ea. Eu nu lași cu nimic, ce treabă am eu cu ea să lași? Vezi, poate aud că faci figuri. E, fac figuri, cum să fac? Contează mai mult ce face gestul și dacă vine cu par de apă. Și pe o să-ți le aduc în pahar și scriu markerul pe ea. Eu pe ea o tachinez așa, dar nu poți fac orice. Tu, până n-ai ispitit-o să vezi ce și cum, n-ai lăsat-o. Păi și ce, așa da? E? Dar de ce ispitește atâta omul și nu-l lași în pace să vezi care-i surpriza? Mamă, n-a putut nici măcar chestia asta. Dar nici măcar chestia asta n-a putut să țineți, dai seama. Ia să nu facă ceva complicat. Cum nu face ceva complicat? Da, lui fi pus pe băieți să pună furdenă de casă ceva? Sper că n-ai luat prăjituri de astea să-ți îl aruncă în față. Și nu? Răjituri de-astea cumpărate să aruncă ele după tine. Sper că n-ai cumpărat, da. Cu gândul la surpriza Mădălinei, Cătălin nu poate adormi. Dacă i-ar pregăti și el ceva frumos. Uite, cine sos? Da, nu mai așa de-a să-i fac. Ce? Dar somnul îl învinge în cele din urmă, iar Cătălin se întoarce în pat.